Vreau să citesc doar câteva versete din Deuteronom, capitolul 30. Încep să citesc cu versetul 15. Iată-ți spun astăzi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduierile Lui, ca să trăiești și să te mulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închine înaintea altor Dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iată azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el. Căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilor tale și, nu numai, și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi lui Avram, Isaac și Iacov. Amin. Amin. Mulțumim. Dăm mâna cu două persoane înainte să ocup locurile și mulțumim Rema worship, O treabă extraordinară ca de obicei. Fiți binecuvântați de Domnul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru dimineața asta minunată văd fețe vesele, înseamnă că Dumnezeu a fost cu voi în săptămâna care a trecut. Amin. Și ce minunat că am ales astăzi să fim aici. Vedeți, oricine trebuie să facă o alegere în orice parte a vieții, în orice moment al zilei, trebuie, suntem puși întotdeauna în fața unor alegeri. Toți am ales astăzi dimineața să fim aici. Poate cu excepția câtorva adolescenți care au fost forțați. Asta e altă treabă, e altă discuție. Dar, în rest, toți am ales să fim aici. Fiecare trebuie să alegem. Pe unde mergem, de exemplu? V-am mai spus eu, mulțumesc lui Dumnezeu pentru GPS că mi-a salvat o mulțime de certuri în familie. Bărbații nu vor să ceară niciodată direcții, așa că se ceartă cu nevasta care îi spune cu dreaptă trebuie să faci stânga, dar GPS-ul ne-a salvat. Mai ales în epoca aceasta a diversității, domne, este așa de greu să alegi. Mă pomenesc de multe ori, pentru că de obicei eu fac shopping-ul ăsta de mâncare și de asta nevasta nu mai îmi pune pe listă, mă distrează când văd bărbați, de exemplu, în fața raionului de cereale. Pentru că sunt multe și nu știi pe care să le iei, nu-i așa? Uh, îmi aduc aminte, uh, băiețelul nostru, care nu mai este băiețel, e băia mare de acum, dar mergea la magazinul de jucării. Și mă distra întotdeauna când ajungea acolo și se uita. Ah, nu știa pe care să o aleagă. Evident că nu putea să aleagă niciuna, dar asta e altă discuție. Pe vremea eram părinți tineri și nu aveam de unde, dar îl lăsam să se uite, să uita. E genial să-i vezi pe aia mici cum sunt. Pe care să pun mâna? Nu știi pe care, pe care să pui mâna? Așa e și cu soția când merge la uh, restaurant, să aleagă. Mai pățiți, mai sunt bărbați de asta nu ridicați mâna că o să aveți probleme cum o să am eu când ajung acasă. Uh, bărbatul la el e foarte simplu și când ești la KFC, la rând, rând mare, nu că ar trebui să mănânci, decât toată la șase luni, Dați Spun asta. Uh, când e rând mare, spatele tău ajunge acolo, când ajungi tu, spui... Um, uh, Smart meniu, sos de usturoi, cola. Și soția? Și soția? Uh... Uh... What? Stăm de o sfert de oră aici, ce mai trebuie să mai alegi? Și asta mi-aduce aminte de... Uh, am citit undeva că două domnișoare care nu s-au căsătorit au aflat că s-a deschis un supermarket de bărbați gata de căsătorie. Și la supermarket erau cinci nivele, la, la, fiecare nivel puteai să urci, să accesi, bărbații erau din ce în ce mai fain cu cât urcai mai sus, dar era o regulă. Odată ce ai urcat la un, nu mai puteai să te întorci înapoi. Ieșeai afară și rămâneai așa pentru toată viața. Să o două prietene zic, gata, mergem. Nu, nu mai reușim, altfel mergem la supermarket. Se suie cu liftul la primul. Primul nivel, era un afiș mare, zice, bărbați cu joburi care iubesc copiii. Wow, tu, E super, mă, care au joburi. Dar totuși, hai să vedem și la nivelul celălalt. Să spunem la nivelul 2, la nivelul 2 erau bărbați care iubesc copiii cu joburi bine plătite, dar și foarte arătoși. Wow, ce mai vrei? Cam asta e, nu? Hai totuși tot să vedem ce la, și ce la celălalt nivel. Urcă la celălalt nivel, la celălalt nivel erau bărbați cu joburi bine plătite, care iubesc copiii arătoși, dar care ajutau și cu la treabă în casă. Wow, gata, ăsta, pontul. Hai să vedem și la cel la nivel. La nivelul 4 se urcă la nivelul 4, ajung la nivelul 4. Aici, afiș mare, bărbați, super arătoși, cu joburi foarte bine plătite, care iubesc copiii, care ajută acasă și sunt foarte romantici. Gata, sold, aici rămânem. Dar totuși, hai să vedem ce e și la ultimul nivel. Când au ajuns la ultimul nivel, etajul era gol și era doar un afiș. Asta este dovada că femeii este imposibil să aleagă. <răzări> Au zis de sub mustață să nu te vadă nevasta, că ți-am zis, iau eu probleme la casă. Realitatea este că peste tot unde mergem trebuie să alegem. Și suntem puși de multe ori în viață în fața unor alegeri destul de dificile. Nu ți-ai dat seama, dar în drum încoace ai trebuit să alegi dacă vii pe o stradă, pe alta, unde este mai mult trafic. În fiecare zi avem de făcut anumite alegeri. Am citit despre una din cele mai grele alegeri ale istoriei. S-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial. Churchill, primul ministru al Marii Britanii, a primit de la armată o informație că armata britanică, spionii, au reușit să descifreze enigma mașina de cod a naziștilor și au aflat că în 48 de ore vor să bombardeze Coventry. Și Churchill a fost uh, pus în fața unei dileme, unei alegeri. Unu, să evacueze tot orașul și să salveze poate sute de mii de vieți. Doi, să se facă că nu știe nimica, tocmai ca nemții să nu știe că ei au descifrat enigma și mai târziu să câștige războiul. Churchill a ales-o pe a doua și a trebuit să moară cu această grea alegere. Uh, bombardarea orașului Coventry în 14 noiembrie 1940. Slavă Domnului că noi nu trebuie să facem așa alegeri. Slavă Domnului că alegerile noastre, de alegerile noastre nu, nu depind atât de multe vieți. Dar să știți că în viața de zi cu zi și în general în viață, fiecare dintre noi va trebui să ia o alegere importantă. Și nu vorbesc despre ce vei mânca astăzi sau mâine. Sunt alegeri importante în viață, cum ar fi școala, cariera. Băiatul cu care te căsătorești, fata pe care o curtez, sunt niște alegeri foarte importante de care este, e, depinde și viața de dincolo. Și astăzi vreau să spun că nu ai venit aici doar să socializezi, doar să vezi ce mai fac ăștia pe aici, doar că ai auzit că îi ceva aici, ci ai venit aici să faci o alegere. Și de alegerea asta va depinde veșnicia ta. Am citit un pasaj foarte important din Deuteronom. O carte scrisă de Moise, unde Moise vorbea despre o alegere ce au avut toți să o facă izraeliții. Știm foarte bine istoria, ei tocmai au fost scoși din Egipt, au trecut prin Marea Roșie, au ajuns să experimenteze minunile extraordinare ale lui Dumnezeu, și după 40 de ani, fiindcă nu au ascultat, au, erau gata să intre în țara Canaanului, țara promisă. Și au fost puși, după cum am citit, în fața unei alegeri foarte importante. Vedeți, ei au fost scoși din Egipt, dar Egiptul nu era scos din ei o mulțime dintre noi venim la biserică, lăudăm pe Domnul, am luat chiar și botezul, am ieșit din Egipt. Și totuși adesea falimentăm pentru că ne-am oprit acolo. Egiptul trebuie să iasă din noi, lumea trebuie să iasă afară din noi. Și Moise se uită la poporul acesta. De fapt, la și celor care au ieșit. Și le spune, astăzi Domnul, prin gura mea, vă anunță că va trebui să luați o decizie. E bine, în viața noastră, unii mai devreme în adolescență, alții mai târziu, cu multe consecințe grave și grele, toți va trebui să luăm și să facem o alegere. Când ești nesigur și te maci în îndoiala, de fapt ăsta este semnul că tu trebuie să faci o alegere, să iei o decizie pe care ai întârziat-o foarte mult. După 40 de ani în pustie, evreii ăștia s-au obișnuit cu nisipul s-au obișnuit cu pelegrinarea, erau, erau niște corturari, trăiau pe în corturi, cu soarele, cu arșița, au poposit în țara Moabului, la est de Marea Moartă, în lanțul muntos unde se află acum Iordania, la granița cu Canaanul. Și bătrânul Moise avea 120 de ani, era albit de necazurile pe care îi le dădea așa un popor de numeros, Moise le spune așa, ați văzut tot ce a făcut Domnul în Egipt, la Mare Roșie, în pustie. A, ați văzut cum va călăuzit timp de 40 de ani prin pustie, hainele pe voi nu s-au învechit. Papucii nu vi s-au stricat. Nu a trebuit să vânați niciodată. E clar că Dumnezeu a fost cu voi. Și totuși, totuși, nu v-ați dat inima să pricepeți cu ochii n-ați văzut, cu urechile n-ați auzit. Mai mult. N-a trebuit nimeni dintre voi să ia o rachetă să meargă în cer și să găsească voia lui Dumnezeu și porunca lui, ci însuși Dumnezeu a coborât pe munte. Și v-a dat tablele legii, v-a dat poruncile lui. Și astăzi, din cauza asta, pentru că n-ați ascultat, ați ajuns și niște beduini, un popor fără țintă, fără scop. Dar astăzi spunea Moise, la intrarea în țara promisă, vreau să vă spun că Dumnezeu, prin gura mea, vă comunică tuturor ceva foarte important. Fiecare de aici trebuie să ia o decizie. Fiecare de aici trebuie să aleagă în dreptul lui și Dumnezeu, pentru că este bun. Deși a pedepsit pe părinții voștri, uitați-le mormintele, toți sunt îngropați vă dă în har, în dragoste, vouă, o șansă. Și șansa este alegerea pe care va trebui să o faceți. Și spune el, aici este blestemul și moartea. Vezi, cuvântul lui Dumnezeu e foarte, e foarte clar. Mesajul Evangheliei e foarte simplu și clar. Numai noi trebuie să avem urechi de auzit. El spune, aici este blestemul și moartea să nu fie între voi niciun bărbat, femeie sau familie sau o seminție, un trib, a căror inimă să se abată de la Domnul și să se ducă să slujească Dumnezeilor străini. Asta era problema egiptenilor. Egiptenii de atunci, cum sunt indienii astăzi, au, aveau o mulțime de idoli, de Dumnezei. Era Dumnezeul vântului, Dumnezeul soarelui, Ra. Era Dumnezeul fertilității și așa mai departe. Aveau o mulțime de Dumnezei. Și Jehova spune poporului Israel, voi trebuie să fiți un popor deosebit. Voi nu trebuie să aveți alți idoli, ci un singur Dumnezeu. Jehova Shalom, Dumnezeul păcii. Și asta este blestemul și moartea, dacă alegeți idolii. Dar uitați că binecuvântarea și viața este o altă alegere care stă în iubirea Domnului și în ascultarea de glasul Lui. Și face ceva care pare foarte teatral, dar trebuie de înțeles. El spune, iau martori, cerurile și pământul. De ce credeți că a luat martori cerului și pământul? Pentru că cerurile și pământul vor fi martori până la venirea lui Isus Hristos, până se termină totul. Ei vor fi acolo. Ei sunt acolo, martorii. Și spun, îi iau martor. De ziua aceasta a legământului. Că ți-am pus înainte binecuvântarea și viața, blestemul și moartea. Ai, ai putut să alegi. Ai putut să alegi. Eu îți spun, ca să trăiești, alege viața. alege pe Dumnezeu. Au trecut 2000 de ani, 2000 de ani în care am văzut, cunoaștem istoria evre, evreilor, au ales prost au ales să căsătorească cu femei străine, au ales să slujească altor Dumnezei, s-a întâmplat ceea ce a fost Dumnezeu, ce a spus Dumnezeu, au fost luați din țara Canaanului, țara lor, și au fost împrăștiați peste tot pământul, au încetat să mai fie un popor și Dumnezeu strigă prin Ieremia. Ascultați! Blestemat este omul care se încrede în om și își abate inima de la Domnul. Asta spune Dumnezeu prin Ieremia. Și apoi, binecuvântat este cel care se încrede în Domnul și a cărui nădejde, speranță, este Domnul. Vedeți? Din nou, cele două fațete ale monedei, binecuvântarea și blestemul. Realitatea este că așa cum iudeii au ales greșit, și noi toți am ales greșit. O, ați crezut că veniți și vă, spun, și vă felicit că ați ales bine, nu? Realitatea este că toți am ales greșit, exact ca evrei. pentru că fiecare dintre noi a trebuit să fie și trebuie să fie mântuit de ceva, trebuie să fie salvat din ceva. Toți am ales neascultarea, Pavel spune că și toți au păcătuit și sunt, spuneți voi, lipsiți de slava, de, de strălucirea lui Dumnezeu, toți au păcătuit. Și cred că astăzi, prin cuvântul predicat, toți avem și trebuie să facem o alegere între binecuvântare și blestem. Pentru că este posibil, și vă spun cu durere, să mergi 40 de ani și să experimentezi minunile extraordinare ale lui Dumnezeu. Să-l vezi pe Moise coborând de pe munte, cu fața strălucind cu două tablete, nu iPad-uri, tablete scrise de, 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 cu degetul lui Dumnezeu, cu poruncile lui Dumnezeu. Este posibil să fii hrănit ca prin miracol cu umană în fiecare dimineață timp de 40 de ani? Este posibil să ai același costum pe tine timp de 40 de ani? Este posibil să mergi prin deșert timp de 40 de ani să nu faci insolație și totuși inima ta să se abată de la Domnul? Este posibil. Rămânem absolut siderați când auzim de oameni mari care au căzut, sau de frați, surori de-a care au căzut. Rămânem, wow, wow, asta au făcut și evrei. Asta suntem pasibili să facem fiecare, pentru că în fiecare zi înaintea noastră străbine cuvântarea sau blestemul. Așa că avem astăzi în față o alegere. Eu trebuie să aleg. Spune și tu, eu trebuie să aleg. Eu trebuie să aleg în fiecare zi. Și prima alegere pe care trebuie să o facem astăzi, în societatea aceasta uh, contemporană, și mă bucur mult de ce a spus Sebi, parcă ne-am înțeles, dar de fapt n-am vorbit nimic despre mesajul de astăzi. Știe Duhul Sfânt cum să le pună. Prima alegere, alege să fii, nu să ai. Alege să fii, nu să ai. Trăim o epocă a consumerismului. Azi ești ceva dacă ai ceva. O mașină bună. O casă acolo unde trebuie. Niște haine, mai ales aici în Europa, hainele. Trebuie să ai haine. Un cont frumos, o educație bună, nu? O diplomă. Trebuie să ai, să pozezi cu ceea ce ai ca să fii cineva. În societatea asta, așa se trăiește. Ești happy numai dacă ai și arăți altora că ai. nu e așa? Deodată a devenit foarte important să ai. Și ne lăsam, cum spuneam mai devreme, păcăliți de acest miraj, de această minciună, că dacă ai casa respectivă, mașina respectivă, motocicleta, telefonul, dacă ai silicoane, pentru că asta e societatea în care trăim, trebuie să fii așa de plin de plastic, ai trecut pe lângă o fracă, faci combustie instant. Dacă nu ai, e vai, Trebuie să ai, ca să arăți și tu că ești, că ești cineva. Și încetul cu încetul ne lăsăm păcăliți de reclame, minciuna asta care vine prin jurul nostru și începem să fim definiți de ceea ce avem. Trăim într-o societate care este înghesuită de reclame și de diversitate. Dacă am trimite un indian din Bihar sau un, un, un african din Congo la Oșan să ia o pâine, s-ar întoarce înapoi plângând. Pentru că sunt 20-30 de feluri naști pe care să o aleagă. Am citit că într-un supermarket în Statele Unite, în 1976, erau 9.000 de articole pe rafturi. În 1992 erau 30.000 și astăzi peste 60.000 de articole. O diversitate incredibilă. Și vă întreb eu, toate sunt absolut esențiale. Pentru că media, societatea încearcă să ne convingă că nu putem trăi fără ele. Nu pot trăi fără un anumit pantof, deși mai ai 30 acasă. Nu poți trăi fără o bandă de alergat, fără un anumit prosop, fără decorații, lumânări, scaun de masaj și așa mai departe. Și dacă nu mă credeți, mergeți acasă, vă rog. Indiferent dacă stai la casă, la apartament, la garsonieră. Deschide dulapul, Deschide toate sertarele și vezi ceea ce îți trebuie cu adevărat. Îți spun, cred că 10% din ce avem acolo ne trebuie cu adevărat. 10%. În rest, am fost și noi păcăliți. Cineva spunea că singurul motiv pentru care omul modern n-are un elefant în curte, este că nu, nu se dă în rate. Că dacă nu aveam elefant în curți, ca să fim și noi... Dev Ramsey, ăsta este un, un guru financiar extraordinar. De fapt, el este un creștin, un tip foarte înțelept. Spunea, cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie cu bani împrumutați ca să impresionăm pe oamenii de care nu ne place. Se le ară, se arătăm noi că putem și noi. Putem și noi. Unii dintre voi știți că v-am mai spus despre Lev Tolstoi, marele, celebrul scriitor rus a scris o novelă foarte, foarte frumoasă, faină. Și vorbea despre un fermier care era foarte bogat, dar nu se mulțumea cu ceea ce avea. Se uita tot timpul la vecinul, că vecinul avea mai mult ca el. Și într-o zi a primit o ofertă extraordinară. Oferta era așa, pentru o mie de ruble, poți să cumperi cât pământ poți să parcurgi într-o zi regula, singura chestie era că de unde plecai, puteai să mergi până unde vrei, dar trebuia să te întorci de unde ai plecat până a soarele. Și fermierul nostru a zis, gata, asta este, asta este șansa mea, a plecat dimineața de vreme, cum a răsărit soarele, a început să meargă. Și să meargă, și să meargă, mai mult să alerge, ca să parcurgă cât mai mult pământ. Pe la amiază, când era soarele sus, căldură mare, în loc să oprească, să odinească, să mănânce, să bea ceva, să se întrebe ce o să fac cu pământul pe care l-am parcurs până aici, el a vrut și mai mult. Pe după amiază și-a dat seama că urma să apună soarele, s-a oprit și s-a întors înapoi, dar nu mai ajungea la locul de unde a plecat. Cu ultimele eforturi, exact când soarele a apus, a ajuns la punctul de unde a plecat, mai ca a căzut jos de oboseală, de deshidratare, a dat sângele pe nas și a murit pe loc. Slujitorii lui l-au luat, au săpat o groapă, 3 metri pe 2, și l-au îngropat în aceeași zi. Titlul nuvelei era De cât pământ are nevoie un om? 3 pe 2. Asta e tot, acolo unde te așează. Mulți dintre noi am ajuns ca fermierul ăsta de dimineață până seara. Umblăm și ne zbatem și uităm că Dumnezeu este cel care ne poartă de grijă. Și ne dorim mai mult. Mai mult. Mai mult. Suntem ca România aia, că noi suntem români, nu? Noi vrem, spuneți voi, noi vrem pământ. Hai că ați făcut toți istorie. Noi vrem pământ, noi vrem. Noi vrem că ne l-au luat boierii, turcii, tătarii, toți ne l-au luat, noi vrem pământ și uităm că tot pământul de care are nevoie un om este cât o groapă. Atât. Asta e tot ce ai nevoie. Și aia pentru șapte ani, că după aia te poți muta într-un loc mai, mai la garsonieră, mai într-un săculeț. Pentru cei care nu știți, sunteți prea tineri să știți, ăștia bătrâni știu exact la ce spun. Dar de multe ori alegem în viață ca fermierul rus. Ne, ne, culcăm târziu, ne trezim de vreme, nu știm când e luni, când e vineri, când e weekend, soția și copiii vedem rar, facem diabet, colesterol, fiindcă mâncăm în mod constant toate gunoaiele la care se face reclame, dar de obicei ce vedeți pe afișe e gunoi, e o travă. Suntem ca rusul care ne interesează nu ce facem cu cât avem, ce să avem mai mult. Și unii dintre noi, din păcate, eu, cu păcate, din ce să spun? Îmi pare rău, dar trebuie să spun lucrurile astea. Au fost vrăjiți de minciunile acestea care sunt evidente. Și s-au băgat pe bet, betano, pariuri și așa mai departe. Sunt mulți dintre creștini care fac... S-au lăsat păcăliți că poți câștiga mult cu puțin și ajung să fie robiți pentru că gambling-ul este o adicție mai puternică decât drogurile, decât țigara, decât pornografia, decât multe lucruri. Greu, greu se mai lasă oamenii și oamenii de azi nu înțeleg că piramida a fost uh, concepută de egipteni. Orice lucru care este început și spui bagi un ban uh, și după aceea vin mulți, este de fapt o piramidă. Cine conduce piramida? la care a conceput-o, care e sus. Și se aude biciul pe spatele multora din, dintre noi. Uitați-vă în cartierele cele mai sărace. Este păcănele, lângă păcănele, lângă... Nu? Doar știți, asta este. Betano, păcănele și lângă ei ce este? Este amanetul. Ca să-ți dai tot ce ai și lângă amanet ce este? Farmacie. Că după aceea te ia cap, normal. Uitați-vă că sunt, sunt evidente în fața noastră. Nu vă spun lucruri noi. În, o, o, în țările civilizate, lucrurile astea sunt interzise. Da, sunt locurile lor, insulele lor, unde te duci și știi ce faci, dar nu lângă școli, în cartiere, cobori din bloc și îl vezi, și, și copilul, adolescentul, tânărul care e sărac, vrea și el bogăție. Și nu-și dă seama, de fapt, că el merge și se înrobește. Promisiunea asta, easy money, este contrară a ceea ce Dumnezeu a spus în Geneza. Ce a spus Dumnezeu? În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Pe Nu se poate fără muncă, mă, mami, mă, Pare rău dacă ați venit la biserică și vă spun niște lucruri care vă doare, mai ales ăștia tinerii bărbații, viitorii bărbați, băieților. Nu se poate fără muncă. Hai să spui, păi eu am văzut pe Instagram pe aia care iau actor la 25 de ani. <gântări> da. Eu vorbesc de, eu vorbesc de bani binecuvântați. Spunea ceva Sebi mai devreme. Noi dăm aici pentru că înțelegem că banii noștri sunt de la Dumnezeu și ăia 90% pe care îi ținem, ăia sunt binecuvântați de Domnul. Îi ajung și te satură. Dar o bogăție mare, fără binecuvântare, știți ce? Este un blestem. Dacă nu mă credeți pe mine, toți aveți Google, mergeți acasă și băgați, o să trebuiască în engleză, să puneți uh, uh, soarta de la sfârșit a celor care câștigă bani mulți la loterie. Și o să rămâi paf. Dar ar trebui să fie niciun mister. Banii câștigați repede, fără muncă, aduc blestem. Nu aduc binecuvântare. Toți trebuie să muncim pentru că toți suntem și trăim pe pământul ăsta și stăm sub blestemul acela a Genezei. Dar ăsta e românul. Românul n-a avut și a fost păcălit de Caritas. Cei care nu știți, mergeți pe Google. Am fost păcăliți de Caritas, acum, după aceea a urmat o mulțime de piramide, încă mai sunt în România de astea. O să vedeți, îi vedeți pe Instagram și pe Facebook, că vă spun așa, vrei să stai acasă și să-ți vină banii? O, oh, e foarte simplu, hai să-ți arăt eu cum. Stai acasă, stai pe internet și vin banii. E, Îți spun din prima, e o minciună și o păcăleală. Cu sudoarea frunții, cu muncă, cu transpirație, cu rugăciune. Așa se fac banii adevărați. Banii, nu mulți, ăia nu mă interesează, mă interesează banii binecuvântați. Pentru cei care ați avut și mulți și puțin, știți foarte bine că cei binecuvântați de Domnul ajunge nu numai ție, nu numai familiei tale, ci să dai și altora. Amin? toți binecuvântați Domnului să spună amin. Dar dacă vrei să ai ceva cu adevărat, ascultă-mă bine. Nu te uita la promisiunile alea mincinoase, pentru că tot ce poți să achiziționezi cu banii, ruginește și piere. Uită-te la Biblie, în Biblie. Bătrân Ioan, apostolul iubirii, spune așa, cine are pe fiul, are viața. Cine n-are pe fiul lui Dumnezeu, n are viață. Poți să ai toți banii în lume. Toate averile ce iar folosi unui om, să aibă tot, dar să-și piardă sufletul. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viața. Alege-l astăzi pe Isus. Alege să fii, nu să ai. Pentru că psalmistul spune așa, am fost tânăr și am îmbătrânit. Dar n-am văzut pe cel nepregănit. Spuneți voi cum? părăsit nici pe urmașii lui, adică pe copii, făcând ce? Cerșindu-și pâinea. N-am văzut, n-am văzut. Adică binecuvântatul cel ce a ales să fie nu să aibă, el este binecuvântat, nu este părăsit de Dumnezeu și mai mult odrasle de copiii lui, copiii lor, a celor binecuvântați, nu cerșesc niciodată. Vor fi în continuare binecuvântați de Domnul. Așa că astăzi alege să fii nu să ai. Apoi, al doilea lucru, alege să trăiești, nu numai să cunoști. Generația asta vrea foarte mult să cunoască. Uh, și e foarte bine asta dintr-un punct de vedere. Părinții vor să fie mai buni părinți și ei merg la seminarii, citesc cărți. Este foarte bine, este extraordinar. Dar este o foame nemai întâlnită după lucruri noi nemai auzite. Știți de unde știu asta? Pentru că sunt unii dintre voi, sper că nu aici, dar cred că online, sigur, care dați share la niște guru de foarte importanți, care ne aduc niște informații pe care noi nu le-am știut. Niște secrete cabalice despre care noi n-am auzit. Ei știu că ei ei știu. Și noi trebuie să le dăm follow și subscribe ca să, ca să știm și noi. Nu? Asta este. Societatea modernă e plină de ăștia. Hai să vă mărturisesc ceva, că numai noi suntem aici. Am ajuns la prea mulți prieteni pe Facebook și încep, trebuie să fac curățenie. Și tot mă întrebam, bă, pe care e elimin? E elimin pe aia care erau sau pe ăștia care sunt? Și am, am găsit soluția. Care dă share și like la unul dintre ăștia? L-am șters imediat de ca prieten. Îmi pare rău, dar nu, nu pot să-i suport pe ăștia care vin și ne dau ei dezlegări pe care noi nu le-am știut. Pentru că noi știm că pe calea Domnului nu se pierde nici cer fără, fără minte. Oameni buni, noi nu suntem mântuiți, noi nu suntem mântuiți pentru ceea ce știm. Noi suntem mântuiți pentru ceea ce trăim. Hello? Despre ce vorbim aici? E o societate și o lume care ne, ne spune că prin gnosis, prin cunoaștere, vom fi mântuiți. Greșit! Vom fi mântuiți prin credința în Iisus Hristos. E atât de greu? <laughs> Să știți că oamenii nu vor merge în iad pentru că n-au știut cabala, talmudul, n-au știut, nu știu ce, de pe haina lui Aron, unde se prelungea. nu, 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 nu. Oamenii vor merge în iad pentru că nu au împlinit ceea ce deja au știut. Dumnezeu este un Dumnezeu drept, puteți spune la asta, amin. Dumnezeu nu va trimite pe nimeni în iad care n-a putut să facă o alegere sau, sau, sau care n-a știut că nu-i drept, Dumnezeu este drept. Oamenii care vor merge în iad sunt cei care au știut, dar n-au împlinit. Și, din păcate, cu durere vă spun, cu tonul cel mai grav pe care pot să-l am, bisericile sunt pline de oameni care cunosc. Dar, din păcate, nu fac. O mulțime dintre noi facem lucrul ăsta. Ați făcut vreodată vreun calcul la câte predici ați ascultat? Pot să vă ajut eu. E imposibil să vă dau numărul exact pentru că mai ascultat și prin mașină și pe YouTube, dar dacă un om trăiește 75 de ani, în 75 de ani sunt 3900 de duminici. 3900 de duminici. Înseamnă că într-o viață de om ascultăm circa 10.000 de predici dacă venim la o singură slujbă, cum avem noi. Da? Fără să mai punem evangelizările și alte conferințe și așa mai departe. Un om la 50 de ani are în viața lui ascultate circa 8.000 de predici. Știm multe, dar trăim puțin. Nimeni de aici nu poate să spună, n-am știut, n-am știut. Astăzi alege să trăiești, nu numai să cunoști. Vă spuneam eu de aia care au capul prea mare, că știu prea mult. Capul e așa de mare că nici nu poate să intre pe ușa bisericii. Sunt prea mari pentru biserică, da? E capul mare. Ei stau acasă și se sfințesc. Ce, nu pot stau acasă, îl iubesc pe Domnul? E capul mare, da? Capul mare se face când știi mult, dar împlinești puțin. Astăzi trebuie să alegem să împlinim, nu numai să cunoaștem. Nu justifica trăirea ta cu versete luate din context, pentru că aia este pentru creștinii căldicei. Sunt care uh, niște teologi de ăștia, teologi, ologi de ăștia, care au găsit în Biblie justificare pentru divorț, băutură, țigară, homosexualitate, orice lucru murdar imaginabil. Și totul a început din cunoaștere fără trăire. Astăzi alege să trăiești în așa fel încât tot să vadă Evanghelia prin viața ta. Oameni buni, Părinții noștri au cunoscut mai puțin ca noi. Părinții lor au cunoscut mai puțin ca ei. Și totuși vreau să vă întreb, de calitate, calitatea credinței, suntem noi mai buni ca ei? Nu. No. Dar nu știm mai mult. Cunoaște mai mult. Îl avem pe Google, prietenul nostru. Îl scoatem și îl imediat ne scoate Google. Ne duce și unde trebuie. Ne dă și de mâncare. Ne și îmbracă Google, știe tot. Dar totuși, părinții noștri, bunicii noștri au fost mai credincioși ca noi. Asta este dovada că trebuie să faci ceea ce știi. Nu numai să știi ce trebuie să faci. Alege în așa fel încât oamenii să se uite la tine și să spună, ăsta e special, ăsta îl cunoaște pe Dumnezeu. Nici filozoful ateu. Spunea, creștinii ar trebui să arate uh, mai mântuiți ca să credă în Mântuitorul lor. Creștinii ar trebui să arate mai, mai altfel ca să credă în Mântuitorul lor. Uh, Mahatma Gandhi spunea, îmi place foarte mult de Hristos, dar nu îmi plac creștinii. Nu îmi prea place de ei. Gypsy Smith spunea, sunt cinci Evanghelii. Matei, Marcu, Luca, Ioan și tu, majoritatea nu le vor citi pe primele patru. Majoritatea oamenilor nu vor deschide Biblia, dar se vor uita la tine, se vor uita la mine, cum trăiesc. Așa că astăzi, alegerea pe care ne-o pune Dumnezeu înainte este să trăim și să cunoaștem, nu să cunoaștem și să uităm să trăim. Și apoi, a treia și ultima alegere, alege acum și nu mâine. Cea mai mare păcăle aia la diavol este și mâine ai timp. Cele mai multe prostii le-am făcut în viață când am întârziat ceva. Procrastination se cheamă în engleză, nu există în română, tot așa o să-i spun și în română. Procrastinare. Nici nu există termenul ăsta, cred că o să-l împrumute ulterior. Adică să leși pe mâine ceea ce poți face azi. Ceea ce poți face azi. Moise i-a pus pe evrei să aleagă atunci. De fapt, Dumnezeu ce vorbește prin voi, se spune alegeți acum între binecuvântare și blestem. Câtă vreme se spune astăzi, spune Biblia, câtă vreme se spune astăzi, fă o alegere. Citeam de marele președinte american, Ronald Reagan. A fost un copil sărac. Și o mătușă l-a văzut că brac cu niște papuci sparți I-a zis, uite, să fac două perechi de papuci. Pe vremea aia nu erau moluri și așa, trebuia să mergi la cizmar. Să-ți ia măsurătorile și să-ți facă la pantofar. Și să-ți facă niște pantofi. S-a dus el cu mătușa, i-a luat măsurile și la sfârșit pantofarul îl întreabă, cum vrei papucul? Cu botul rotund sau drept? Și Ronald spune, nu știu, care e mai fain, care e mai trendy, nu știu, nu pot să mă hotărăsc. Bă, dar trebuie să te decizi. Decide, vrei rotund sau drept? Nu știu, mai lasă-mă puțin, mai și... Pantofarul îi spune, ok, uite, ai două săptămâni să te hotărăști. După două săptămâni vine Ronald și spune, care-i treaba, te-ai decizi? Zice, mi-e foarte greu. Am vorbit cu toți prietenii mei, nu reușesc să mă decid. Și pantofarul îi spune, nu i nicio problemă, vin în două zile ca să-i găsești. Când vine Ronald, bucuros, scoate cutia, scoate papucii punem în față când încolo unul era cu botul rotund și unul era cu botul drept. Și Reagan îi spune, dar ce fac eu cu papucii ăștia? Și pantofarul tinere, astăzi înveți cea mai importantă lecție din viața ta. Dacă nu decizi tu, decide altul pentru tine. Ce aud în dreapta și în stânga? Pentru că m-am născut și trăiesc în mijlocul acestui popor, unde merg toți o să merg și eu. Bă, dar trebuie să decizi pentru tine. Mântuirea este personală. Noi nu mergem la pachet acolo cu mama și cu tata. A, unde merg ei o să merg și eu. Trebuie să te decizi pentru Dumnezeu. Este important. Nu contează în ce neam te-ai născut. Nu contează în ce timp. Dacă ai diplomă sau nu ai diplomă, trebuie să alegi. Tu trebuie să alegi. Alegerea este înaintea ta. Am citit-o. E clară. Nu, unde merg toți? O să merg și eu. Atenție, dacă nu decizi, va decide altul pentru tine. Astăzi fiecare dintre noi trebuie să decidem. Și am spus că în trecut toți am decis prost. Dacă nu mă crezi, uite-te în viața ta până la un anumit punct din decizie proastă în decizie și mai proastă și mai proastă. Dar slăvit să fie Dumnezeu, cu 2000 de ani în urmă, Iisus Hristos a decis, a ales să părăsească cerul și să vină aici să trăiască în corpul acesta de muritor. Și deși era un tânăr ca noi toți, într-o societate coruptă, Biblia spune că el, deși a fost ispitit în toate, n-a păcătuit niciodată. El a ales, el a ales să-și dea trupul să fie sacrificat pentru păcatele mele și pentru păcatele tale, pentru alegerile noastre proaste. Și astăzi, poate mai mult ca niciodată, îl avem în fața noastră răstignit. Și noi trebuie să facem o alegere. Dumnezeu e mult prea bun, mult prea generos și mult prea drept ca să ne forțeze să facem ceva. Eu cred că orice om care s-a născut și a trăit în felul lui a trebuit să aleagă odată. Orice om. Ce minunat este că astăzi suntem în acest mediu unde putem să răspundem harului lui Dumnezeu. Dacă erai pe o terasă și dădea muzica și curgea băutura, alegerea ta era deja făcută. Aici poți să faci o alegere în dimineața asta. Și să spui, știu că am ales prost până acum, dar acum vreau să aleg bine. Sunt mulți care vin la mine și plâng și spun, nu reușesc să mă las de păcat. Am un lanț, mă ține băutura nu reușesc. cigara nu pot să mă las de țigară. Nu pot să mă las de pornografie, nu reușesc. Și le spun, da, tu l-ai ales pe Iisus? Mă, cred, dar nu știu. Păi trebuie să-L alegi. Ca să te bucuri de binecuvântare, trebuie să-L alegi pe Iisus. Și semnul că l-ai ales este decizia de a-L urma și a te boteza în apă. Foarte simplu. Sunt mulți care se plâng că nu reușesc să învingă păcatul, dar ei nu, ei nu s-au botezat și le spun, păi ești ca ăla care ar vrea fata, dar n-a cerut-o în căsătorie. Pe cum? Legal nu se poate, în fața lui Dumnezeu nu se poate. Trebuie să treci pe numele tău și apoi a ta. <laughs> Dacă tu n-ai curajul să-i dai un inel, ți-am dat un inel, uh -huh, și cu inelul ăla te-am luat pe numele meu. Eh, atunci ai dreptul, legal. Dacă vrei să trăiești ca ceilalți care își bat joc de viața lor, e treaba ta. Așa e și cu botezul. Uh, îl, uh, îl, uh, îl tratezi pe Iisus ca pe un amant, din când în când. Nu? Ăsta e un amant sau o amantă. Îl tratezi pe Iisus ca pe un amant. Păi, duminica mai vin pe la rema, mai stau și mai... Într-o zi poate mai vin la rugăciune, mai deschizi Biblia așa, din când în când, când ai văzut prea mult praf pe ea. Dar telefonul sticlește. Ești tot timpul cu degetele pe el. Asta are praf. Îl tratezi pe Isus ca pe un amant. Și tu vrei ca Isus să te ajute. Cum? Isus trebuie să fie soț cu drept de plin în viața ta. Pentru că El este, el este mirele. Și noi, biserica, suntem Mireasa. Dar dacă tu nu ai luat decizia, dacă încă stai și te frămânți și ce ai de ales? ești și tu exact ca evrei odinioară. Robi în Egipt aveau usturoi și ceapă, da. Aveau sânge de român în ei. Usturoi și ceapă. Dar idoli și erau robi. Construiau piramide. Robi. Nu-i plătea nimeni pentru ceea ce făceau. Viața noastră veche? Droguri, alcool, pornografie, Mizerie. Nenorocire. Asta e viața noastră veche. Și Dumnezeu spune: Nu mai sta acolo, mă. Poți să alegi între blestem și binecuvântare. Ce înseamnă binecuvântare? Îl aleg pe Isus. Nu sunt perfect. Nu știu dacă pot să mă țin de el. Îți spune de pe acum: N-ai să poți, dar el te ajută ca să poți. Aici e lumină, e pace, am pace în inimă. Nu știu dacă voi avea bani, nu-ți garantează nimeni asta, dar ce-ți garantezi este că dacă alegi pe Isus, ai pace în inimă. Cel mai bun somnifer este o conștiință curată. Și astăzi Dumnezeu ți-o poate spăla în numele lui Isus Hristos. Hai să ne ridicăm înainte lui Dumnezeu. Spuneam că sunt oameni care se plâng și că nu reușesc, nu reușesc în viața lor, nu reușesc să se bată pentru că n-au ales. N-au ales cu adevărat pe Isus. Doamne, m-am te-am ales pe tine, Doamne. Îți predau ție totul. Acum și o să deschidem lista de botez. Sunt unii aici care trebuie să fure startul, să vină mai devreme și să spună, eu vreau să mă botez. Eu l-am ales acum pe Iisus. Cei care v-ați botezat și v-ați întors din nou unde, unde ați plecat, atenție mare! Atenție mare! Că răbdarea lui Dumnezeu nu este infinită. Dragostea este, dar răbdarea nu. Odată Dumnezeu spune Stop! Și e vai. E vai. Noi nu prea predicăm aici foc și pucioasă. Că nu credem în pocăința oamenilor de frică, dar în realitatea trebuie să o spunem. Vine un timp în istorie când Dumnezeu spune gata, s-a terminat până aici. Și cei care sunt în blestem vor experimenta blestemul pentru o veșnicie. Nu vrei să fii aici. Facem și noi ca din Ioară. Ne punem în genunchi înaintea voastră ne rugăm de voi, vă implorăm, împăcați-vă cu Dumnezeu. Harul e gratis astăzi. Astăzi cât încă poți să mai faci o alegere, cât pot să scap de păcatul ăla de care nu știe nimeni, poți să mă minți pe mine, pe ăștia, toți prezbite, poți să-i minți pe oricine. Liderul tău de grup, poți să-i minți pe oricine, dar nu poți să-l pe Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu prin gura mea îți spune Alege binecuvântarea Alege viața Și înainte să luăm cina Vreau să cântăm și Vreau în momentele următoare Tot să închidem ochii și să plecăm capul Pentru că ar fi așa de păcat Să pleci de aici fără să fi făcut o alegere Nimeni nu se uită nici în dreapta, nici în stânga Stăm cu ochii închiși cu capul plecat dacă Dumnezeu ți-a vorbit astăzi și crezi că este momentul, clipa, când trebuie să-l alegi pe Isus, în momentele astea, când noi stăm cu capul plecat cu ochii închiși, ridic o mână înaintea lui Dumnezeu, să te vadă Dumnezeu.